Frecvența gustului La Europa FM Bună seara, dragii mei! Suntem la o nouă întâlnire pe Frecvența gustului. Astăzi avem un invitat, un om care mi este foarte drag pentru că de-a lungul timpului s-a demonstrat că iubește mâncarea bună și știe să facă mâncare bună și știe să apere mâncarea bună pentru că e greu să facem mâncare bună. Domnul, domnul Sorin Mina este alături de mine, președintele Federației Patronale din Industria Alimentară, Romalimenta. Aveți o denumire uh, grea pompoasă. Cât de greu este să, uh, să facem și să mâncăm mâncare bună? Să mâncăm cine de educație cine este educat să mănânce bine, va mânca bine. Cine este educat să mănânce ca să trăiască, va mânca ce găsește. Să faci mâncare bună, vedeți, la ora actuală, tot ceea ce faci este, nu-l faci numai pentru tine, îl faci pentru piață. Deci îl faci să se vândă. Și intrăm în prima parte a întrebării, ține de educația consumatorului și ține de modul în care îi se face educație, deci o educație este o chestie care trebuie să fie coerentă și să fie reală. O educație pompoasă, patriotardă și așa mai departe nu ajută la absolut nimica pe lângă faptul că trebuie să reînvățăm să mâncăm cu simțurile, iată, noi ca români avem această dorință de mult în farfurie și dacă se poate și ieftin. Oare mai putem, mai putem scăpa de, această, de acest criteriu de alegere să fie mult și ieftin? Nu uitați că ieftinul ni s-a introdus în creier. Pe vremurile de mult apuse, pe vremea odiosului, găseai și lucruri niciodată foarte ieftine, pentru că prețurile erau mult mai mari decât conștientizează omul acum, dar găseai și prețuri și produse cu preț mare. Premialurile care apăreau în atunci și lumea cumpăra și de acolo. Acum ni s-a sugerat că un produs trebuie să fie foarte ieftin. Este reclama de zi cu zi. Cel mai mic preț, mai ieftin, 5 la preț de 1 și așa mai departe, ne-au introdus în creier. Ideea fixă că un produs poate să fie mai ieftin. Și aici îl răspund de fiecare dată cu un proverb românesc. Eu am foarte mare încredere în proverbele mm. românești: Sunt prea sărac ca să cumpăr lucruri ieftine. Proverbul Afi. care are o noimă foarte, foarte bine stabilită. Eu de multe ori le spun oamenilor că nici bugetul financiar, și culmea, nici cel caloric nu este unul fără limite, și că, exact cum a spus mai devreme, să ne uităm de două ori. Când dăm caloriile, banii pe un produs, pentru că, neavând mult, te, te, te gândești de două ori dacă merită să-l cheltuiești pe, pe, pe ceva sau nu, și atunci lucrurile devin, adică ne responsabilizăm într-un fel în care. Uh... În mod normal, carne și preparată de carne se recomandă undeva la 100 de grame pe zi, plus sau minus. Dacă mai, mai nici o friptură pe săptămână, poate să fie mai mare de 100 de grame. <laughs> Dar pornind de la premisa că mănânci în jur de 100 de grame, o să vezi că și cel mai scump produs nu este de fapt scump. Dar dacă ești obișnuit să iei o drugă de salam și să muci din ea în timp ce ești la plimbare, burta e mai mică decât ochiul în general. Oamenii au tendința și o tendință veche de a-și umple frigiderul, de a cumpăra kilograme, zeci de kilograme. Și atunci industria a mers pe acest lucru. A încercat să creeze produsă mai ieftine și produsă foarte rezistentă, Pentru că un produs corect făcut și cu aditiv puțin este un produs care rezistă săptămâni întregi și care al naibii la carne cel puțin se oxidează și schimbă culoarea, dacă îl ții în frigider. E făcut să reziste una, două, trei zile. Adică dacă îți cumperi 200 de grame de, nu știu, parizerul cel mai hulid, Deci spunem de parizer, în fiecare zi va fi și calitativ în frigider la tine și vei mânca suficient. Dacă îți cumperi 2 kg, o parte vei arunca 100% și în același timp, dacă cele două kg au costat cât 200 de grame celălalt, încep să te întreb de ce. Cel mai ușor și ceea ce se spune acum este producătorul manșelat și își pune adaus comercial mare. E fals, complet fals prețul îți dă diferența de calitate ca și la haine, ca și la mașini ca și la... Îmi pare bine că ați adus parizerul în discuție, eu sunt o mare fană de parizer și de crem. știi, îmi place să-i mănânc așa cu cel puțin parizerul, vine de undeva din copilărie erau castraveții aceia de seră o felie de pâine cu parizer și cu castravete verde, mi se pare că e un lucru care nu poate fi egalat cum alegem un parizer de calitate? La ce trebuie să ne uităm? E foarte greu acum pentru că Normal, v-aș spune să vă uitați prima dată la preț. Dar fiind într-o perpetuă mișcare, am învățat încă un lucru. Câteodată umflăm prețul. Există un paradox în România. Produsele calitativ proaste au adusul comercial mai mare decât produsele bune. Noi suntem spre deosebire de alte țări europene, produsele proaste sunt scumpe, produsele bune sunt ieftine. Nu există diferența normală între ele. Și atunci câteodată prețul se împinge în sus pentru a sugera calitatea desăvârșită a produsului. Practic, vă dau cea mai banală chestie. Când eram mic, mama îmi făcea șnițele de pariză. Bănuiesc că Bă, ați da, care... Dacă e un șnițel de pariză, îl dai prin făină, prin ou și îl pui la prăjit și el rămâne o bucățică, să topește sau se transformă într-un zgârci, fii convins că nu e de calitate. n a fost ce trebuie. Okay. Trebuie să aibă consistența de carne. În rest, din condimente, poți să dai absolut orice gust și aici e problema. Să vorbesc despre textură, modul... Asta deja trecem la un nivel în care trebuie să, tu, să ca și pricepi. consumator exact. nu poți să fii atât de avizat. Astea okay. sunt chestiile care, vedeți, legenda urbană spune, cremușii și parizerii au cele mai culite produse, să bagă absolut orice în el. Sigur, în orice poți să bagi absolut orice. Dar acum de a porni de la ideea că toate sunt la fel, este o prostie. Parizerul este un produs de parte de a fi ieftin, nici pe vremuri n-a fost ieftin, un produs obținut din carne de vită și grăsime tare de porc, care are deosebit în el piper alb și usturoi. Usturoiul s-a redus în ultimul timp, e deranjul de a mânca cu usturoi. Dar era un produs mai dietetic și era un produs plăcut o rețetă asemănătoare cu acrrelușturile avea în, uh, inițial. Astăzi. Și țin minte și acum, salamul de vară, care era salam de vară, pe vremuri, după afumare și toate chestiile astea, a costat 2,50 lei, mm -hmm. 100 de grame, și Pariserul, leu 75 de nu un produs foarte ieftin. Și atunci ne uităm la ingrediente, putem face acolo uh, diferența? Dacă ne uităm la euri, cum am fost dresați, și cuvântul corect, am fost dresați mm -hmm. să ne uităm să numărăm eurile, fără să știm ce sală. Dacă ne uităm la euri, de fiecare dată eu o păcăleală. Dacă noi uităm la ingrediente, trebuie să le cunoști și trebuie să știi să le citești. Și vă dau exemplu care îl dau de fiecare dată, e o etichetă, deci ceea ce se pune în el se pune pe etichetă în ordinea procentului. Exact. Și vedem prima dată carne de porc, al doilea proteină animală, ce, deja. ce, deja ați ce, ce înseamnă proteina animală? Da. Că îi adaugă proteină, nu. Proteina animală nu este carne, proteina animală este obținută din bucățelă de carne și este o chestie care ieftinește și înghite apă. Deci, deci, noi trebuie să vedem ingredientele așa cum le-a făcut natura, adică așa cum sunt ele. Legislația Europeană la un moment dat a încercat să bage și procentul de injectare, procentul de apă. A fost anulat fantastic de rapid. Dar, în schimb, acum avem produse care niciunul din el nu are sub 80-90% carne. Chestia care pare rău este imposibil. Dar dacă interpretezi legislația, poți să faci, pentru că în legislație spune. Deci este carnea, legal, dar este în detrimentul... La carnea de porc mi se spune că are maximul. Carnea macra are maximul 25% grăsime. Deci pot să înțeleg că dacă pun o pulpă care macră și adaug 25% grăsime, am dat carne. Nu, legiuitorul s-a referit la carnea de porc care poate să aibă prin infiltrație până la 25% grăsime. Orice fel de adaug s-ar trebui trecut separat. E aici s-a rupt filmul, mm -hmm. pentru că este imposibil să realizezi, și iar dau exemplu parizerului sau știu, un parizer cu 95% gră, uh, carne. Este imposibil. Este imposibil pentru că nici măcar, adică nu mai este parizer. Sigur, trebuie să aibă cantitatea de grăsime. de grăsime. Cantitatea de grăsime la un parizer bun este undeva în jur de 40%. Adaus. Dar dacă interpretezi legea așa cum am explicat prima dată, scazi din 40-25 și ajungi la alte procente. Asta este chestii de subtilitate. Un pate de ficat. Un pate de ficat trebuie să aibă grăsime pentru că altfel nu e un tost, altfel nu se poate unge pe pâine. Dacă eu spun că pateul de ficat are 70% ficat, aș dori să văd cine îl mănâncă. Pentru că din ficat, în cantitatea necăcios, așa de mare, da, e necăcioș și un categoric, da. Asta... Apropo de educație, că tot am pornit discuția cu acest cuvânt... Și din punct de vedere educație nutrițională, oamenii au fost dresați, cum bine ați spus, să se teamă de grăsime. Acolo unde iată noi din grăsime creștem, grăsimea ne hrănește într-un fel, într fel eficient că nu degeaba, să zic așa, natura a pus 7-9 calorii în grăsime și doar, doar patru în alte lucruri. Când vine vorba de carne și de carne care automat vine la pachet cu grăsimea din natură. Ce ați constatat dumneavoastră, măcar și ca și criterii de consum, ca și obiceiuri de consum, mai iubește românul porcul? Porcul iubește, din păcate, marea majoritatea românilor doresc o bucată fără grăsime. Deci doresc un filă de porc pe care să-l facă friptură simplu fapt că se cere așa ceva pe mine mă oripilează. Fileul... Deci nu mai e vrem chis, ceafă, ceafă în uh, Nu numai ceafă, vorbim de cotletul de porc care se, și care să lăsa marginea grasă. Grăsimea aceea în timp ce este preparată se duce în carne, îi păstrează consistența și dă aroma. Este una dintre proprietățile grăsimilor de a păstra și de a transmite aroma. În același timp, ideea fixă că grăsimea ne îmbolnăvește e o idee da. complet falsă. Absolut, Dacă categorii. bei ulei cu paharul. Mai gr e mai grav decât grăsimea animală, categorie. Da. Dar și... an de zile ni s-a spus acest lucru și atunci alergăm după carne slabă. Este o modă. O carne care nu are grăsime, o friptură de vită, fără grăsime. E nuntă fălălău tare dacă poți da, să Da, mai fac. ales că proteinele prin tratament termic se întăresc, adică va deveni și tare și greu de digerat și complet... Și ne, la la capitolul temperatura gust, de da. preparare. Pentru că ideea fixă fierbe-o bine, prăjește-o bine. <laughs> Din nou. La porc s-a tras de la trichină care în România a fost și nu se făcea controlul. Acum se face cu cât prăjești mai bine sau fier mai bine o bucată de carne, cu atât se întărește și devine mai necomestibilă. Peste 60 de grade proteina coagulează, deci e altă chestie de digestie. Iar e un lucru care nu li se explică oamenilor. O friptură în sânge este friptura ideală. Ideal, Ca să nu zic că noi, ca și oameni, o putem mânca și crudă, atâta vreme Sigur. cât este respectată siguranța alimentară. Digestia pentru carnea crudă este mai perfect, bună decât... Da. Că... E foarte greu să vă spui chestia asta oamenilor. Se uită la tine pătrat. Și nu e da. adevărat, ba da, este adevărat. Ba nu, este chiar foarte adevărat și trebuie, trebuie să avem lucrurile astea, adică dacă tot vrem să mâncăm bine și să, să, facem alegeri corecte pentru organism, pentru metabolism, pentru digestie, trebuie să acceptăm aceste adevăruri pe care le avem și în instinct, apropo de faptul că suntem construiți să fim carnivori, deși, iată, acum tendința este să devenim vegetarieni și să ieșim la păscut. Este câteva diferență <laughs> care nimeni nu le-a explicat. Și da. mă refer în primul rând la aparatul digestiv. Să se uită cum e la, vegeta la vegetarian și cum e la carnivor. Ori să aibă niște surprize. Da. Și Gorila este vegetariană. Este renumită printr-o burtă foarte mare și foarte umflată. Asta înseamnă și... Vegetalele ți aduc și sunt necesare, ferească-mă Dumnezeu. Da, 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 categoric. Dar aminoacizia esențial, proteinele animale sunt strict necesare pentru creșterea cel puțin al copilului, al tinerilor. Odată cu vârsta, bine, reduci carnea. E o chestie care o faci reflex și care oamenii ar trebui să o înțeleagă. În același timp să mănânci gras sau cu carne fără să faci un efort fizic cât de cât susținut, iar este o greșeală. Dar și mor COVID, dacă îi mănânci tot ai Și de multe ori eu încerc să aduc ca argument faptul că evoluția speciilor de-a lungul acestor milioane de ani de existență ne-a dus în poziția în care noi și să vrem acum nu mai putem metaboliza și extrage iată nutrienți din fibre, așa cum vaca poate să iasă la păscut și are, atenție, două stomacuri tocmai ca să poată... Patru a patru are. A, și mai bine da. iată să poată rumega și să, să să digere fibrele, noi și să vrem acum, fibrele pentru noi au doar rol mecanic, nu putem extrage glucide din fibre, nu le putem și atunci dacă lucrurile acestea au fost de-a lungul milioanelor de ani de existență alese și să spunem așa reconfigurate nu putem să dăm să trecem peste asta și să spunem de mâini ne apucăm să mâncăm doar vegetale, putem să ne luăm totul din vegetale, deci toate aceste extreme Vitaminea ce este singura? care avem nevoie de, de aport nu da. cobaiu cobai da. dar în rest Nu nu să uităm că există populații și mă refer la cei nordici, schimoșii da, da. care sunt mâncători de carne în proporție de 100% n-au o fibră și, și nicio sigur da. mănâncă da. conținutul gastric la foci la chestii dar în general ei sunt mâncători de carne ficatul crudul, îl mănâncă tocmai pentru a avea aportul de vitamine și de săruri minerale de ce au supraviețuit Vegetarieni sunt budiștii care se recunosc de o anumită vârstă și care mănâncă o cantitate foarte mică Iar Mănâncă puțin în, în general, adică au, au găsit alte surse de energie Iar ceea ce pe mine mă amuză este agresivitatea vegetarianilor și veganilor vis-a-vis -vis de ceilalți dacă ești convins că dieta ta este una foarte bună, este treaba ta, nu este treaba mea. Absolut. Sunt de acord și exact cum ați spus, atâta vreme când nu vorbim despre copii care au fost obligați să devină vegetarieni, opțiunea ta ca adult de a alege un anumit tip de alimentație chiar nu, chiar nu privește o pe nimeni. Tu dacă e greșit, da, tu o Da, e pe proprie răspundere, însă la copii... De ce încerci să mă obliși pe mine să preau obiceiul tău? De ce încerci să mă obliși nu explicându-mă? Dacă explică, da, e da, dreptul da, tău inalienabil. Da, 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 da. obligându-mă. Iar ați crește un copil ca fiind un vegetarian, e foarte greu să-i spui omului, dar eu teoretic i și interzice. Copilul trebuie să aibă un regim alimentar echilibrat dacă vrei să ai un copil normal. Pentru că apoi e prea târziu să recunoști că ai greșit dacă copilul 12 ani sau eu știu, primii ani de viață a trăit ca vegetarian, sunt anumite carențe care nu mai pot fi apoi remediate și e, e, păcat ca ei să se nască, eu știu, cu toate posibilitățile și noi să le limităm prin... A fost într o emisiune comună cu un domn mare specialist mare, știți la cine mă refer, și pe care l-am întrebat despre aminoa decizie esențiale și mi-a dat niște răspunsuri fantasmagorice. După părerea lui erau vreo 13 aminoacizi esențiale, l-am trimis în anul de facultate și care avea aceeași chestie, carnea este cancerigenă orice este orice cancerigen zis, în da, cantitate da, da, da. foarte mare. Doza face o travă categoric. Exact. Și cum bine ați spus, apropo de doza recomandată zilnic, cele 100 de grame pe zi, dacă, le, dacă dacă ascultăm, nu neapărat nutriția cât iată, până și religia ne spune că în două zile pe săptămână putem să ținem post, să fim vegetarieni, iată și celelalte cinci zile putem să le împărțim, eu știu, trei zile cu carne, două zile cu pește, deci am avea această, aceste criterii de diversitate care sunt importante pentru sănătate și nu de cantitate a plecat de la o porție corectă de carne care înseamnă dimensiunea unui pachet de cărți de joc și a, și a mânca, eu știu, o friptură care să-ți... un uh, Florentin, un T-Bones, merge, vreo 400 de grame. Dar pentru ele trebuie atunci săptămâna întreagă să nu Corect, să nu ai, e, să mănânci carne. Da. Când eram mic și mâncam și acasă, dar mă ducea la bunici, în vacanță. Și era un, o cutumă carne să mânca de două, maxim trei ori pe săptămână. În rest, mâncam fasole, varză, mâncare de cartofi, chestii mai ieftine și chestii care țineau de foame. Dar de două sau de trei ori pe săptămână, obligatoriu, toți bunicii ne dădeau carne, nu cantități industriale. Și mai era un lucru, dimineața, de obicei aveai un sandwich cu un salam, cu o șuncă, cu un tură la o adică și n murit nimeni. Nu, nu, că n-a murit. Acum este foarte greu dacă încerci să-i spui unei mămici că în pachetelul de la școală, iată, un copil poate să aibă o felie de șuncă, un sandwich banal. Ele și-ar dori, nu știu de ce, tot felul de variante vegetariene sau de variante exotice. De ce ne e atât de teamă de mezeluri? Care e, Nu să românii, deci în partea asta a Europei există două nații asemănătoare în ceea ce privește mezelurile, românii și polonezii. Am avut și un tehnolog comun, faimosul Poțodec. Uh, gusturile diferă la mezeluri de la nație la nație. Salamurile crude la nem sunt într-un fel, la italie sunt în alt fel. Stilul nostru este stilul italian. Acum, ni se bagă în cap că procesată, carnea procesată este toxică, cancerigenă și preciz făcut more. și om o greșeală în exprimare, apoi au revenit și au, au încercat să detalieze ce au vrut să spună, însă rău fusese făcut în momentul în care au acuzat carnea procesată de toate relele din lucru lume. Care eu l-am spus de fiecare dată. Cel care cere studiu și plătește, obține de obicei ceea ce dorște. dorește. Asta, asta e o chestie e, care o știm dar asta toți. o știm cu toții, nu mai nevoie. Acum, dacă mănânci mezeluri carne, mezelurile procesate, este un mod de conservare a cărnii, după aceea i s-a diversificat gustul în diferite produse. Dar este primul mod în care o românul și-a... Românul, omul și-a conservat, conservat carnea. Pastramă și așa mai departe. Este un produs bun dimineața pentru că, unul, ai un aport nutritiv corect, al doilea, ai tot ce trebuie într-o cantitate mică. Carnea totuși are acest criteriu. Acum că sunt produse care au probleme, este cu totul altă discuție. Dar nu putem să generalizăm și să punem o etichetă. Cumpărătorul este cel care dictează. Dacă cumpărătorul va merge în continuare pe Preț, fără raport calitate-preț. Dacă cumpărătorul va spune sunt sărac și de-aia cumpăr lucruri ieftine, ceea ce e o chestie falsă, el va fi cel care va da ordin pieței. Ați văzut ultimele declarații, inclusiv ale hipermarketului, primul din Franța, nu vom mai lua produse scumpe, vom merge numai pe produse mm. foarte ieftine, carnea de vită va dispărea din comerț. Al doilea comunicat, din România, nu vom mai accepta produsele scumpe. Asta vă duce clar spre un produs foarte ieftin. Și ajunge la prima parte a discuției. Un produs foarte ieftin poate să fie foarte bun calitativ? Răspunsul este nu. Dacă cumpărătorul va cere să mănânce cantitate mai mică, Atunci ați abia. fost bănuiesc la all inclus. Prima mm -hmm. dată am fost în 90 și am nimerit într-un hotel eram destul de mulți români. Și dimineața, la prânz, ne-am dus la masă și am văzut bogăția aia toată lumea și-o umplu câte da, 3 Da, e 4, o de instinct, nu mai, Ei, nu mai are legătură cu nimic. Da, da, la ora da. actuală, chiar dacă eu îl inclus, îți ți o bucățică din ceea ce vrei să mănânci. Ai învățat. Dar au trebuit uh, an mulți ca să ne dăm seama că... Uh, Țineți minte că la televizor am văzut promoție la tigăi și își dădeau mm -hmm. cu tigăile în cap. Poate n-aveau nevoie de tigăi, dar era promoție. Ăsta este sistemul de a păcăli modul logic în care gândim. Este da. o ocazie, nu pierde ocazia, poți să iei o cantitate mai mare. Sunt oameni care gândesc, pot să mănânc cantitatea trebuie, aia, da, îmi, trebuie da, cantitatea. îmi trebuie cantitatea Nu cumva aia. cheltui da. mai mult da, da, decât da, da. aș el. Chelt... Mai ales când vorbim de produse de carne care nu pot fi păstrate, sau mă rog, o sticlă de ulei poate o păstrez câteva luni, produsele Câtec din carne... Da. Produsele de carne, iar este... Ideea fixă că produsele congelate. Oh, con asta, asta congelarea este cel te... mai practic mod de a Dar Dar că am crescut cu congelatorul, congelatorul. Că... am crescut pe vremea când nu aveam și când ne, efectiv ne aprovizionam congelatorul, a, cumpărai când găseai și apoi țineai la congelator. Este Dar un lucru. Cum care... funcționează modul subliminar de a transmite informații? Inclusiv am impresia că este o greșeală, mă rog. Poate pentru, iată, de dragul siguranței pierdem esența. În foarte multe meniuri um, vedem această luță pentru produsul congelat, și foarte multă lume o percepe ca fiind negativă, nerealizând că, de fapt, e mai sigur să-l scoți din congelator și să-l decongelezi Corect. în momentul în care tu ai, tu ai comandat că de obicei e vorba de fructe de mare, de lucruri care sunt perisabile și poate chiar și scumpe, nu le poți ține în frigider să le păstrezi pentru un eventual client care vine, mai sigur să le păstrezi în congelator. Steluța și anunțul carne congelată să dau dintr-un singur motiv. Legitor a spus că după decongelare nu poate fi recongelat. Încărcătură bacteriană și așa mai departe. Deci trebuie să-l anunț că este congelată, provine din congelat, că el să nu fie tentat să-l recongeleze acasă. Ăsta e singurul criteriu. Ați văzut, da. e un light motiv Nu mâncăm pâine congelată Lați la o parte că nu se importă decât vreo 3-5% nu cât se spune Și că suntem exportatori de pâine congelată da? Pâinea nu e congelată Coca e congelată Exact, da. Este cel mai bun mijloc De a o păstra, a păstra proaspătă Și cu calități nutriționale corecte adică Nu vrem nici aditiv, nu vrem nici congelare Nu vrem nici sare da? Asta-ți un pic că nu mai avem nici nitriți îmi spuneți un pic că ce este. Care e povestea nitritilor? Era o șmecherie foarte frumoasă. În primul rând, un produs fără nitrit se poate face fără sare nitrit. La ora actuală se folosește sarea cu nitrit. Problema este că produsul respectiv și-o fac câteva produse fără nitrit. Produsul respectiv are culoarea gri. Nitritul menține culoarea cea roșie. Nu cum se crede roșul la aprinsă, ăla ai dat din colorant. Și în același timp are un grad de conservabilitate. Nitritul este unul dintre, cele mai vechi, dintre cei mai vechi conservanți cunoscuți. ca salitră, salpetru, pe vremuri nitrat uh -huh. acum. Deci este folosit de ani de zile. Cantitatea care se folosește în mezeluri este mult, mult, mult mai mică decât cantitatea care putem să o mâncăm din vegetală. E o întâmplare. Aici, 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 e paradoxul, ca să zic Sigur. așa. Dar pentru că ni s-a arătat cu degetul și ni s-a atras atenția că, vezi, doamne, nitriții sunt în mezeluri și iată ce pericol reprezintă, inclusiv interzicerea lor la un moment dat mi s-a părut o chestiune care afectează grav industria cărnii, când -a nu a mai ai voie și să faci. Așa. Deci există posibilitatea de a extrage nitriți și un proiect în studiu de a extrage nitriți din vegetale. Americanul l-au făcut din sfeclă, din sfeclă, din țelină. Tocmai datorită abundenței de, nitrit de nitrit din el. țelină. Și se extrage nitritul prin condensare și așa mai departe și se folosește așa, acea pulbere. Folosești nitrit sau nu? Pentru că pe etichetă nu mai scrie. Ok. Dar dacă faci o analiză, găsești nitrit în ea. Deci totdeauna se găsește o portiță. Nu există niciun produs care să nu conțină nitrit, Nicăieri, nici în grădina ta, nici nicăieri. Cantitatea care se folosește și e mult sub cea admisă, sub cea care nu îți face nimic. Am văzut oameni care citau ultima parte. Nitritul este o treabă foarte puternică. Că da. Și la un moment dat am făcut socoteală. Ar trebui să mănânci 100 și ceva de kilograme de preparate din carne, timp de zi de zi, timp de o săptămână, ca, ca să, să atingi. Da. Deci, este deci Imposibil, imposibil. Da. Asta trebuie Sarea și nitritul. Sunt conservanții fără care carnea nu poate exista. Poți să înlocuiești nitritul la o pastramă, poți să pui mai multă sare uscată, scoși apa din ea prin deshidratare prin aer, da. și rezistă. Dar un produs care păstrează în capa în el fără nitrit, e o poveste de-a dormi copiii. Și nu-l cumpără nimeni pentru că arată, iată... Acum, 3, aproape 30 de ani pe la început, prin anii 94-95 am pornit o campanie fără MDM, dar abia era lansată, fără MDM, fără glutamat și în clipa aia am încercat să fac un produs fără polifosfat, fără nitrit, doar cu sare și am făcut niște cremuști. Dom'le, i-am mâncat eu și familia mea, pentru că aveau un aspect oribil, erau gri și lipsa polifosfatului făcea să se mene cu carnea fiartă, nu mai aveau o Deci nu au avut niciun fel de succes. Dacă îi dai unui om care strigă că el vrea fără niciun fel de aditiv un produs fără aditiv, îi recomand să mănânce carne fiartă. Ok, dar de dietă, de dietă când ești bolnav, Două, da, exaia, exact, apoi nu-ți mai trebuie. Deci e o chestie care nu se înțelege. Confuzii majore în cantitatea de proteină, confuzii majore în grăsime. Tot grăsine. ați pomenit de, MD, a, această, această, tehnică de a adăuga iată, valoare nutrițională acolo unde calitatea produsului nu este tocmai bună, um, se practică probabil, mai este, Întotdea obligatoriu, mai este obligatoriu, este trecut pe etichetă, ne putem feri uh, de această... nici pe nu știu etichetă, cum să o numesc. Potrivit legii, ai nu poți să treci decât carnea ca atare și ca definiție zona musculară și așa mai departe, în rest ești obligat, nu e considerată carne și ești obligat să etichetezi. Dar deci vin cu o întrebare. Cum îndepistezi? Mm -hmm. Pentru că pe orice fel de analiză e foarte complicat să depistezi MDM-ul. Poți să uiți la calciu cel mult, dar la altceva nu prea poți să te uiți. Și există multe tipuri de MDM. Cererea de preț mic a dus la calitate scăzută și atunci a dus la proteină animală. Mâzga roaster, care vorbă englezii la un moment dat și era mare scandal și care se practică acum. Din punctul meu de vedere, proteina vegetală este câteodată mai bună decât asta. Dar când vrei să faci un adaus de proteină, pentru că ai o etichetă pe care scrie proteină 12%, pentru cititor nu înseamnă nimic. Dar dacă nu ai 12% pentru că folosești o carne de proastă calitate. proastă calitate, trebuie să adaugi ceva pentru a-i mări proteina. Aș întreba pe cumpărător, are idee câtă proteină există în carnea de porc, câtă în carnea de vită, câtă carne de pasă. Sunt convins că nu știe. Dar să uită plin de admirație la ce a scrisă la proteina, nici nu înțelege cum Și apare. chiar, chiar să bucură de o denumire științifică, acolo da. unde cuvântul carne nu mai este -am la fel de valoros. Înainte de emisiune cu domnul acela care controla și care m-a acuzat că n-am trecut pe etichetă, zahărul și grăsimile. Și m-am uitat siderat, deci nu înțelegeam. <gânt> Pentru că este să se lipide Și, și glucide, lucide, apropo Fii de terminologie. Era, da. era nivelul de înțelegere al domnului respectiv. Și care era o autorit, adică făcea parte din... Unul da. A, okay. da, e în proces cu noi acum pentru de declarațiile alea apropo de uh, carne, mai avem carne românească cât anume din piață înseamnă producție proprie și cât înseamnă import ca și uh, aici suntem într-un paradox vacă este, la vacă este destul de variabil teoretic avem vacă din producție proprie <coughs> dar anumite tipuri de carne de vită nu le avem în România am început și noi cu angus, cu limuzin cu vacă de calitate dar nu facem vachiu, cobe, nu avem angusul american, deci. Nu brazilian. avem o tradiție în, în carnea exact. de vacă care Nici să fie pentru consum. De vacă, Absolut. Nu, prea știm. nu prea știm. Deci, că carnea de vacă se importă în general carnea de care ai nevoie pentru tăieturi speciale și gătit special. Carnea de porc, România n-a avut în ultimii 30 și nu știu câți de ani niciodată suficientă pentru a acoperi cererea pieței. Am început după revoluție undeva la un 40%. După intrarea în comunitatea europeană am crescut spre 60% odată cu intrarea pe piața celui mai mare jucător care e și acum. Și a ajuns la un 70%, asta a fost idealul. Acum este undeva pe la un 20-25% datorită pestei porcine africane care nu ne a fost adusă. Am căpătat o singur și n-am știut să o gestionăm. Ăsta este tristul adevăr. Și acum vă mai spun un lucru. Citești și eu că prefer carne de porc românească, cărni de porc din altă țară. Eu lucrez în carne de ani de zile. Să mă bată Dumnezeu dacă sunt în stare să fac diferența. Singurul porc care îl pot diferenția este porcul de ghindă spaniol, care e cu totul altă poveste, un porc mai mare. Când comparăm carnea de porc, gustul cărnii de porc de acum cu gustul cărnii de porc din tinerețe, este un lucru peste care sărim. Vârsta de sacrificare a porcului. Atunci era un an, un an și ceva, deci altă proteină, altă cantitate de apă, acum e în jur de 5 luni. Deci comparăm mere cu pere. Cantitatea de apă a crescut, fibra s-a micșorat, ai diferența de gust. Dar în rest, carnea de porc este identică, îmi pare rău că nu putem să facem, îmi pare rău că avem probleme, dar cumpărătorul care caută numai carne de porc românească ar trebui să înțeleagă că el nu are mai mâncat carne. Sau prețul cărnii, în clipa în care 20% poți să acoperi din piață, vă dați seama că prețul cărnii se duce undeva în tavan. Pasărea avem mai multă decât ne trebuie. Să spunem, exportăm. De fapt, facem comerț intracomunitar cu pasăre fără niciun fel de probleme. Ei s-au dezvoltat foarte bine, liniște, fără scandal. Porcul e deficitar, oaie, nu consumăm. Avem, da. Nu, nu, suficient de mult din nou ne lipsește da, educația. Pentru că este o chestie educațională. Mâncăm o singură dată pan, pastramă sau mielul de paște. Sau în mielul rest, de paște, exact. Ați vorbit, ați pomenit de mai multe ori despre apa din carne. Este și asta un criteriu? Este și asta o metodă de a, de a târna greu la cântar și de a, și de a crește produsul, uh, uh, prețul unui produs? Carnea, în general, carnea, inclusiv omul, are o cantitate al naibii de mare de apă în el. Deci, o carne de porc are acum în jur de 70% apă. Asta e cantitatea asta de e apă. Cea nor normală. Asta exact. e cea normală, naturală. Prin coacere, fierbere și așa mai departe, o parte din cantitatea asta iese. Polifosfatul se bagă în produs, tocmai pentru a menține o parte din apă, pentru că altfel n-ar mai avea gust preparatul. Acum, dacă e un produs și am văzut, domnule, cum îți permiți, are 60% apă, înseamnă că a pierdut niște apă și este comestibil. Vrei să-l faci la 30%? Salamul de Sibiu are 30%. Cu tot o altă consistență. Apa adăugată aici e cu tot o altă problemă. De la ce s-a pornit? Dorești ca sarea și tot celălalt să ajungă în centru cărnii, să prindă toată carnea. Da, exact. da, și să... Exista sistemul, punai într-o baie cu saramură, cu baiți, să practică și acum și lăsai. Nu o zi. Mm -hmm. 3, 4, 5 zile practic aveai probleme de conservare și mai aveai niște probleme de timp, timpul transformându-se în bani. Și atunci cineva, băiat deștept, a spus că bagi un ac și am văzut o siringă de tipul ăsta care avea 100 și ceva de ani, era una cu o pompă. Bagi în interior acea soluție, soluția este în general ca vehicul are apa, că nu are ce să aibă ulei sau apă, că altceva da, n ai categorii. ce să bagi în ea. De aici s-a plecat la o altă șmecherie, pot să bag mai multă apă, Câtă lume știe că apa care o bagi iese, cum am spus bine, la coacere și la fierbe, Și atunci a venit altcineva și mai deștept și a spus, dar nu pot să bag ceva ca să legă apa. E În clipa aia a început joaca. Pentru că poți să bagi de la proteină vegetală, proteină animală, caragenan, sunt nenumărate lucruri care, care țin apa. apa în interior. Iar este cererea cumpărătorului. M-a spus la un moment dat, comunitatea europeană a dorit să scrie cantitatea de apă. S-a renunțat. Se consideră că un produs care are sub 5% injectare nu e injectat, dar chestiile astea s au renunțat. La ora actuală, dacă nu știi să citești eticheta, nu înțelegi. Sau de pe piață are apă injectată peste 80%, nu rezistă. Nu poate să stea apa. Deci, dacă nu vezi pe ea și ceva, da, s -o, o minciună. Dacă vezi ceva, da, o să ajungi și la 120. Oh. <laughs> ce să spun este... Pe măsură ce încerc să afli lucruri, vezi că este mai complicat decât credeai și atunci inocența noastră ca și consumator câteodată este esențială în... Noi suntem complicați. Deci dacă am fi mai liberi și dacă am gândit cu capul nostru și ne-am bazat pe simțuri, pe gusturi, am câștigat. Din păcate s-a inventat presa. S-a inventat net, o aflăm toate. S-a inventat marketingul Exact. <laughs> și în loc. e o dresură Da. În loc da. să-l înțelegi. Ne, ne, este, ne sunt scoase în față, eu știu, noțiuni, termenii. Ăla, e prost, ăla e bol. da, și atunci suntem ușor Aici de manipulare. Parizerului prost, nu știu ce alt produs este bun și șunca poate să fie prostă și parizerul poate să fie. bun este o Și slănină e bună. Slănina este, este excepțională. Este, da. E ciudat că într o țară ca România trebuie să le arătăm oamenilor că iată slănina e bună și că cea mai bună grăsime pentru prăjit este untura, da? Tot vestul folosește da. untură la Absolut, prăjit. Absolut, da. Românii fug de ea ca dracu de da. tămâie în și, continuare. și ne trebuie ulei de coco și de palmie. Exact. Și dacă s-ar putea extra virgin extra de masline. Extra da. să prăjim în el, da. Să prăjim Teribil, în el, că el e da. cel mai bun. Domnule, Mina, este o plăcere aș sta de vorbă cu dumneavoastră ore întregi, sunteți un cunoscător un cunoscător, cum spuneam la început și al mâncării bune, dar și a industriei alimentare în, în toate detaliile ei. Aș încheia așa cu un, mic, cu un mic quiz dacă ar fi din punctul dumneavoastră de vedere și al producătorului și al omului care este o autoritate în domeniu și al consumatorului de zi cu zi ce ați alege între porc, vită și pui? <laughs> Foarte greu, deci sunt român, deci rămân pe porc, nu sunt un mâncător de carne de pui, ador din când în când o friptură ca lumea la grătar de vită nici măcar medium, ci rare. Deci A, e roșie complet, okay. dar de bază este ca la orice rămân porcul. porcul da. Ce-ați alege între Parizer și salam de Sibiu? <laughs> E o întrebare la care mi-e imposibil să răspund Salam de Sibiu și aici Merg și ambele variante Îmi place parizerul, îmi place foarte mult și îl mănânc Salamul de Sibiu îl mănânc mult mai rar Deși le produc pe amândouă Dar la salamul de Sibiu, hai să spunem cu ghilimele Sunt mai țăra, nu-mi plac feliile foarte subțiri Îmi par feliile mai groase Pe pâine cu unt sau să mușc din ele Să simt gustul Cele foarte subțiri nu-mi dau nicio satisfacție am și dacă ar fi uh, carne proaspătă uh, abia, abia tăiată, sau carne care, pe care să o cumpărați fezandată, uh, eu știu, învechită. Uh, carnea proaspătă tăiată este toxică, întâmplător. Așa, lume, știam, Iată foarte bine, da. Iar uh, carnea maturată, și se poate matura mult peste o lună de zile, am avut o discuție zilele trecute, și de-aia mult peste o lună de zile în condiții bune dezvoltă tocmai ceea ce este necesar pentru noi pentru a mânca, inclusiv proteina, fibrele, toate, să desfac. Și plus că calitatea gustativă prin păstrare, glutamatul ăla pe care îl înjurăm, apare în mod natural și dă un gust mult mai bun. Deci, fără nicio discuție, că n-am maturată. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de noi pe Frecvența Gustului și da, cu ajutorul domnului Sorin Mine a fost o întâlnire gustoasă. Vă aștept și vinerea viitoare aici la Europa FM. Să la revedere! Frecvența Gustului la Europa FM